Haideți să vă arăt cum puteți să preparați o vânătă pane întreagă. Pentru început o să luăm vânăta, o spălăm foarte bine, am curățat-o de coajă, apoi cu un cuțit o vom tăia pe lung de mai multe ori. Nu trebuie să-i tăiați coada, după care o vom pune într-un bol cu apă, am adăugat puțină sare și o lăsăm acolo timp de 30 de minute. Într-un bol am pus 2 ouă, sare, piper, adăugăm și puțin coriandru, pudră de curry, 200 de ml de lapte, adăugați făină până obțineți o compoziție puțin mai groasă. Am scos vânăta din apă, am lăsat-o puțin pe un șervețel, după care am dat-o prin făină foarte bine, mai apoi prin compoziția preparată mai devreme. După ce am dat-o prin această compoziție, am mai dat-o și prin pesmet. Am prăjit-o în ulei încins, am lăsat-o cam 10 minute, trebuie să o întoarceți din când în când. După ce este gata, o scoateți pe un grătar. Între timp am preparat și o salată rapidă din roșii, usturoi, puțin busuioc, după care am pus această salată peste vinete. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să o distribuiți cu prietenii dumneavoastră. De asemenea, vă invit să mă urmăriți. Mulțumesc!